Stadionul municipal Bacău intră în reparații. Autoritățile locale au alocat banii din bugetul propriu de investiții. Îi dăm o față, să zicem, comercială, dacă putem spune așa, stadionului municipal. Deci încercăm să reabilităm un pic, să igienizăm, dacă putem spune așa, stadionul municipal, pe cât este posibil. Echipa trebuie să joace undeva, că probabil va intra în divizia B. Ne dorim cu toții să intre în divizia B, în Liga 2 anul acesta. Aflat într-un stadiu avansat de degradare și fără posibilitatea reabilitării, conform expertizei tehnice realizate de către specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, stadionul municipal Bacău nu suportă lucrări ample de reabilitare. Nu facem lucrări majore la el, că știți că nu ne permite infrastructura. Autoritățile locale băcăoane au însă în derulare și un proiect care vizează construirea unei săli polivalente cu o capacitate de 8.000 de locuri și a unui nou stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri. Dacă avem ceva bani și ne mai rămân ceva bani, la sfârșitul anului poate începem și construcția lui.